la o nouă ediție din Viața Romilor. Rezultatele campaniei SOS Copiii Rom din acest an au fost pe măsura eforturilor depuse. Mii de tineri rom din întreaga țară vor beneficia din toamnă de statutul de boboci în licee, școli profesionale și universități, urmând un parcurs educațional firesc și necesar. Tocmai de aceea, în această ediție, vă invităm să descoperiți cum privesc tinerii oportunitățile oferite de campania SOS Copiii Rom. În studioul nostru, ei ne împărtășesc experiențele, opiniile, dar și așteptările lor legate de viața de liceu. De asemenea, în această ediție vă prezentăm o surpriză muzicală pe care Cristiana Păun o dedică tuturor colegilor de generație care se pot bucura acum de mult așteptata vacanță. Rămâneți așadar alături de noi! Începe o nouă ediție din Viața Romilor! Bună dimineața și bine ați venit la Din Viața Romilor! E frumos afară, a venit vara, curând o să plecăm în vacanță, dar astăzi avem lucruri interesante să vă spunem și foarte, foarte importante. Tocmai s-a încheiat campania educațională SOS Copiii Rom, ediția din 2019, o campanie derulată de Asociația Partida Romilor Pro Europa. Din datele pe care mi le-au furnizat colegii mei, am avut aproximativ 1000 de locuri speciale la instituțiile de învățământ superior în toată țara și peste 700 de locuri speciale în licee, licee teoretice și profesionale, asta aici în București. Așadar, în ediția de astăzi vom cunoaște proaspeții studenți și proaspeții elevi intrați în liceele pe locurile speciale pentru romi. Așadar, nu plecați nicăieri din fața micilor ecrane, pentru că avem să vă comunicăm chestii foarte, foarte importante. Alături de mine, în prima parte a emisiunii, se află surorile Burlacu, pot să zic așa, da, nu? Sigur, da. Bună dimineața, Oana și Elena. Exact. Bine ați venit, dragile mele. Bine v-am găsit și noi și ne bucurăm că am putut răspunde invitației dumneavoastră la această emisiune. Este o mare onoare să facem parte. Mă bucur foarte mult că ați venit și că v-ați rupt așa din timpul vostru. Știu că ați avut un an de foc, ca să zic așa, amândouă. Da. Una a avut admiterea pe locurile speciale pentru liceu, nu? Da. Și cealaltă la facultate. La facultate. Uite, frate, ce familie învățăcioasă, pot să zic așa. Iar învățăcioasă a fost un an foarte emoționant pentru ambele. Am avut emoții foarte mari atât la bacalaureat cât și la evaluarea națională. Chiar s-a nimerit să fim amândouă în febra învățăturii. Da, ne-am susținut reciproc. Asta e bine, da. Știu că și tu ai fost pe locurile speciale. Da, la liceu. Până să te duci la facultate, ai fost pe locurile speciale pentru romi la liceu. La liceu. Și asta cumva, nu știu, ți-a dat posibilitatea să o îndrumi și pe sora ta, nu? Exact. Povestește-ne puțin cum a fost, de unde ai aflat de aceste locuri speciale și spune-mi cât de importante sunt. Locurile speciale pentru romi sunt foarte importante deoarece le oferă acestora posibilitatea să intre la un liceu sau o facultate mai bună. Și tu cum ai aflat de aceste locuri? Eu am aflat prin intermediul școlii surorii mele. Ei s-a spus la școală că sunt locuri speciale pentru romi la liceu, dar pot să-mi iau și o recomandare pentru facultate. A fost cineva la tine în școală, de la Asociația Partida Romilor? Da, a venit la noi în școală și ne-a prezentat oferta. Eu i-am spus mamei și mama a luat legătura cu domnul Gugiu și domnul Gugiu ne-a spus și nouă oferta pentru facultăți. Noi nici nu știam și pot spune că aceste lucruri sunt benefice pentru copii de etnie romă. Chiar dacă ei sunt marginalizați că fac parte din această etnie, nu contează etnia, ci contează caracterul omului. Iată ce gândire sănătoasă ai. Așa este. Și spune-mi, cine te-a ghidat pentru opțiunea de a da la liceu și ce liceu ai ales și cu ce medie ai intrat și dacă a fost greu sau ușor și dacă te-a susținut sora ta? În primul rând vreau să îi mulțumesc familiei mele pentru că m-a susținut din toate punctele de vedere alături de sora mea care mi-a spus, măi, poți să te duci la liceu și să alegi științele sociale. Inițial vreau la Nichita Stănescu, însă din păcate nu au mai rămas locuri la științe sociale și am ales, fără să vreau, nu știu, poate așa a fost destinul, să fiu elevă la liceul Grigore Cerchez.
A fost un an greu, mă bucur că am trecut cu brio și să dea Dumnezeu să fiu și mai bine în anul ce vine. Și cu ce gânduri vei începe în septembrie? Ți-ai făcut așa un plan? Cum să nu? Da? Vreau să fiu foarte bună la învățătură, să-i fac mândri pe părinții mei pentru că merită din plin. Chiar dacă acum nu se uită la televizor, vreau să spun că iubesc foarte mult și că le mulțumesc tuturor pentru susținere. Vreau să am și o carieră în muzică, chiar m-am înscris la un concurs de muzică și în septembrie o să fiu sunată pentru preselecții și Doamne ajută să evoluez. Oh, ce drăguț! Și ce fel de muzică? Pe ce? Adică ce... ce cânti? Păi muzică ușoară. Ușoară? Da. Uh-huh. Și asta cum mă pregătesc, mă susțin și ai mei și... Și acum la vară o să faci ore de muzică sau ceva, te pregătești în sensul ăsta sau îți iei o vacanță bine meritată, zic eu? Tocmai am venit dintr-o excursie din care unde am vizitat multe mănăstiri, m-a rugat și cu ajutorul lui Dumnezeu o să trec peste toate și o să fie totul bine. Eu sunt convinsă că o să fie totul bine. Spune-mi cum ai susținut-o pe sora ta. Am ajutat-o foarte mult, i-am spus... Învață pentru evaluarea națională, pentru că nu este un examen atât de simplu și eu am trecut prin evaluarea națională și am avut foarte multe emoții și am zis că dacă nu înveți, nu ai cum să ai o carieră mai bună, nu poți să-ți depășești condiția socială. Doar prin învățătură și o carieră mai bună poți să ai un viitor mai bun. Și tu ești un exemplu în eu sensul ăsta. Eu sunt un exemplu. Și la tine cum a fost la facultate? A fost la greu? Mine a fost ușor? Foarte greu. Deci eu am foarte. Avut cele mai mari emoții înainte de BAC și după BAC. Chiar am stat cu gândul doar la BAC. Vai, ce am făcut la BAC dacă îl iau? Știam că îl iau, dar nu eram sigură nota pe care o voi obține. Dar, și cu ce notă ai la BAC? 7.43 la BAC. Da, notă bună, bravo! A fost un examen foarte greu. Chiar greu. Acum stăteam și analizam... examenul de bacalaureat și îl comparam cu evaluarea națională și aș mai da încă o dată evaluarea națională pentru că este mult mai simplă. Și după aia te-ai orientat spre ce facultate? Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din București, specializarea asistență socială. Uh-huh. Și examenul cum a fost? Sau s-a intrat cu nota de la... S-a intrat cu media de la BAC. De la BAC. Nu, am uh-huh. avut de făcut un eseu motivațional. Da, 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 da. Și după aceea s-au afișat rezultatele. Și deja ești studentă, deja proaspătă studentă. Deja sunt studentă. Bravo, felicitări. Vă mulțumesc mult. Și eu abia aștept să înceapă anul universitar să văd cum este viața de student. Pentru că încă sunt obișnuită cu viața de liceu. Crezi că e vreo diferență? Eu cred că este o diferență mare, pentru că eu acum încă sunt obișnuită ca la liceu, vine profesorul de istorie, vă predă, după aia dați test, la facultate nu cred că o să mai fie chiar așa, cred, că o să fie puțin mai greu. Da, dar dacă înveți nu e greu, adică... Sunt convinsă. Eu vă văd așa două fete foarte motivate și atunci nu e nimic greu. Te-ai gândit după 4 ani unde să... Sau ai așa o idee unde să o îndrum pe sora ta sau o lași pe ea să aleagă facultatea? Cred că o să o las pe ea să aleagă, n-aș dori să o influențez, mi-aș dori să facă ceea ce dorește ea. Pentru că atunci, în momentul în care faci un lucru care îți place, îl faci cu drag. Te-ai gândit unde să dai la facultate? Sau? Întâi să trec cu bine de cei 4 ani de liceu și oricum în facultate chiar vreau să urmez și împreună cu cariera. Să îmbine așa, da, utilul cu plăcutul, cu plăcutul. Da, 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 e cel mai bine. Ați avut parte de meditație? Ați făcut ceva meditație înainte sau n-a fost cazul? Eu am făcut pregătire la liceu, nu am făcut meditații în particular. Profesorii din liceu ne-au rugat, mai veniți la pregătiri, pentru că este foarte important să facă un profesor meditații cu tine și bănuții să-ți rămână în buzunar, să poți să îi folosești în alte scopuri. Și am făcut pregătire pentru evaluarea națională la noi la școală, română și matematică, toată săptămâna, dar undeva am greșit, am luat așa notă mică. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă, pentru că dacă e sănătos... Poți să le faci pe toate. Da, și încă o dată le mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat și surorii mele. Și părinții voștri cu ce se ocupă? Mama este agent de pază, iar tata este lucrător comercial. Oricum, părinții noștri au făcut foarte multe sacrificii doar ca să avem noi ce lua la școală. Poate într-o zi n-au avut
n-au mâncat ei ca să ne dea nouă și am trecut prin multe greutăți. Însă am fost dintotdeauna o familie unită și niciodată n-am renunțat unii la alții. Asta am vrut să scot în evidență, că părinții voștri nu au, niciunul nu a urmat vreo facultate sau, dar totuși au avut ambiția asta de a-și da copiii, fetele mai departe, să urmeze un liceu și o facultate. Și trebuie să recunoaștem, în România școala nu este gratuită, deși se susține sus și tare. E gratuită? Nu e. Adică nu este gratuită. Nu ai bani, nu poți să dai un copil la școală doar așa. Acesta e și motivul pentru care marea majoritate a copiilor abandonează școala. Atât în mediul rural, cât și în mediul urban. În mediul rural înțeleg că este mai greu pentru că nu există locuri de muncă, iar părinții nu au de unde să-și procure cele necesare pentru a trimite copiii la școală. De aici și o rată foarte mare a abandonului școlar, din nefericire. Dar arată că părinții voștri, cum ai spus și tu, au făcut sacrificii și... Da. Ce vă amintiți așa, nu știu, o întâmplare, ceva legat de familie, de plecatul la școală, de sacrificiu pe care l-a făcut mama sau tata? Aveți ceva? În momentul în care trebuia să cumpărăm cărți, diferite auxiliare pentru matriile respective... Ei s-au gândit întâi la noi și după aceea ce... Adică ei au așa o idee, măi, trebuie să dăm copiii la școală, să aibă un viitor, să aibă... tot ceea ce le trebuie și să fie, nu știu așa, să fie totul bine, să-i ajutăm și pe ei, ne sprijinim și trăim într-o armonie așa. Perfectă. Da. Vrei să spui ceva? Nu, vă lăsa să mai spunem, o să continui eu, după aia am mai multe de zis. Te rog, zi. Chiar stăteam și mi-aminteam că parcă ieri mă duceam clasa nouă la liceu și iată că am ajuns la facultate chiar. Mi s-a părut că a trecut timpul foarte repede, nici nu mi-a venit să cred când a venit ultimul clopoțel. Chiar mi-a părut rău că am terminat liceul. A fost un moment foarte emoționant pentru mine și mulțumesc mamei că a venit și m-a susținut. Mama a fost alături de mine în toate momentele mele importante, și la școală, și la liceu. Chiar a venit cu mine să mă înscriu și la facultate, când mi-am confirmat locul. Cred că a fost foarte fericită. A fost foarte fericită, că a intrat, da, nu? Foarte încântată, mai ales când a văzut că am luat și bacalaureatul. A fost în culmea fericirii. Asta este satisfacția pe care voi două le-ați oferit-o în schimbul sacrificiului pe care ei l-au făcut de-a lungul acestor ani, nu? Desigur, chiar mă bucur că am putut să-i ofer o satisfacție, pentru că e o bucurie foarte mare când vezi că investești finanții și timpul tău, investești într-un copil și el îți ia o notă mare și intră la facultate, la liceu, e o satisfacție uriașă. Nu știu, ce le-ați spune celor care poate încă sunt puțin reticenți la chestia asta, când au locuri speciale pentru romi, au încă o oarecare nedumerire sau își pun întrebări, sau care ar fi mesajul vostru? Mesajul pe care eu l-aș transmite ar fi acela de a nu se rușina cu această etnie, pentru că dacă stăm să despicăm firul în patru, cum am spus, nu contează caracterul omului, nu contează etnia, ci caracterul omului. Mulți copii nu aleg din nefericire aceste locuri tot din acest motiv, pentru că le e rușine, că uite, Doamne, tu ești țigan și că noi ești, că tu stai printre români. Dacă așa a pățit și sora mea, s-a simțit marginalizată la primul liceu. Da. Da, și a făcut-o să renunțe, efectiv. Să-i pară rău că face parte din această etnie, dar mama împreună cu mine și tata întotdeauna a susținut-o și am ajutat-o să treacă. Depășească. Da. Dar ce s-a întâmplat? Am avut o experiență neplăcută la colegiul de doamna. Mi-a spus exact, tu ai intrat altfel. Și automat eu m-am simțit marginalizată, pentru că mă vedeam diferită față de ceilalți copii. Și mi se pare incorrect din partea unui cadru didactic să-i spună copilului, tu ai intrat altfel, tu ești român, tu ești rom, tu ești eu nu știu ce. Nu mi s-a părut deloc corectă atitudinea a doamnei profesoare. Ca și profesor, nu ai voie să faci rasism, practic tu asta faci, îl discriminezi. Și care a fost atitudinea ta sau cum? Am lăsat-o să spună ce dorește, pentru că mi-era foarte teamă de dânsa. Avea o atitudine foarte ciudată față de toți elevii clasei. Iar eu nu am avut ce să fac, am mers în continuare.
Am fost un an după care am renunțat. Ai renunțat la acel liceu? Da, am renunțat pentru că nu am, m-am simțit marginalizată. A lăsat-o cu niște amintiri neplăcute și a afectat-o foarte mult. Adică psihicul ei era, cum să zic, afectat. Dar a trecut săraca cu bine peste toate și important e că acum este și la liceu și are în plan la facultate. Are în plan să se ducă la fosta doamnă și să-i spună: uite mă, am intrat și eu pe locurile speciale la facultate și nu s-a mai uitat nimeni la mine ciudat. De aceea zic că acesta este motivul pentru care mulți nu aleg. Dar sinceră să fiu, nici eu n-aș fi vrut să aleg aceste locuri, dar mama a zis: mai nu contează, adică... Nu știu, n-ai vrut la început? Da, tot aveai și acest tu, motiv. Da. Da, dar m-am gândit mai bine și am zis: mai dacă tot sunt alocate nouă aceste locuri, de ce să nu beneficiem? Și să știți că cine vă spune că, domne, că romii că beneficiază de locuri, că-și... Să le spuneți că nu este o chestie că ne dă cineva ceva gratuit. Nu, este o reparație a trecutului nostru. Da? E o reparație a trecutului prin care noi am trecut. Sclavie, holocaust, 500 de ani de sclavie, adică niște chestii care nu se știu. Cred că ar trebui să se facă foarte multe training-uri și foarte multe colocvii cu cadrele didactice. Să se vorbească despre istoria romilor în școală. Pentru că noi romii suntem catalogați ca fiind furăcioși sau nedisciplinați, dar nu trebuie să-i băgăm pe toți în oală, adică să-i catalogăm, să generalizăm. Spre exemplu, chiar dacă eu sunt de etnie romă, nu mă compar cu ceilalți. Adică mama ne-a educat foarte frumos și acesta a fost un plus, să spun așa, pentru cei care ne-au cunoscut și au zis: ce frumos v-a crescut mama, ce frumos v-au crescut părinții voștri, și acesta a fost motiv de bucurie pentru mama. E adevărul, asta e, sunteți foarte dezghețate așa și foarte, cu mintea foarte deschisă. Știți că noi la Partea Romilor avem și o organizație de tineret, nu? Suntem la organizația de tineret, de aceea m-am și bucurat. Hai să merg și eu la emisiune să prezint. Foarte bine, foarte bine. Mă bucur că sunteți chiar în chiar a fost o bucurie să fac parte din acest proiect. Și cum vi se pare organizația? E ceea ce trebuie? E ceea ce vă place? Sinceră să fiu, atunci când vin aici mă simt în largul meu. Nu știu, adică pot să mă desfășor, adică nu sunt așa reținută. Fac exact ceea ce îmi place. Între ai tăi, da. Știu că am fost prima dată la organizație și eram foarte timidă, nu cunoșteam pe nimeni. Iar domnul președinte Adi Berbec a încercat să mă scoată din starea pe care o aveam și m-a întrebat diferite lucruri și am scăpat ușor de timiditate. Și acum sunteți prieteni, acolo am văzut că sunteți ca o familie mare. Ne simțim foarte bine, o organizație de tineret în care fiecare persoană care este nouă acolo se simte foarte bine. Pot să spun și eu acest lucru, pentru că și eu am fost membra ședinței care s-a organizat la Miguel de Cervantes. A fost așa un fel de repartizare. Da, într-o zi de sâmbătă a fost și ne-a explicat cam cum trebuie să procedăm când o să ne înscriem pe data de 10 iulie. Eu atunci am fost repartizată și vreau să spun că m-am simțit atât de bine și am scăpat de toate emoțiile. Practic, eu sunt o persoană mai timidă, dar când i-am văzut pe toți ceilalți că vor să mă includă în cercul lor, am zis că hai să până și eu acolo. Așa se întâmplă. Fetelor, unde plecați în vacanță? Eu aș vrea să merg la mare, la Costinești, fix pe 21, când este ziua surorii mele, pentru că nu vreau să ratez asta. 21 pentru... august? Da. Okay. Nu vreau să ratez acest eveniment pentru nimic în lume și o să încerc să fac eu bănuți ca să plec cu familia mea la mare. Deci plecați cu toții la mare. Eu voi merge cu Proedus în calitate de coordonator 2 săptămâni. Pot să mă relaxez și eu pentru că am scăpat de bacalaureat. Așa, și pot să răsuflu ușurată. Păi vă doresc soare mult. Mulțumim. Apă bună. Să stați relaxate acolo și un an școlar cât mai bun, cu rezultate foarte bune. Să veniți aici din nou la noi să ne povestiți. Vă mulțumim mult pentru invitație cu și drag. Mai venim și altă dată să cu vă drag. Prezentăm experiența noastră din anul școlar, respectiv din anul universitar. Cu drag vă aștept, succes încă o dată, baftă în tot ce faceți, vă mulțumesc pentru participare. Dragi prieteni, luăm o foarte, foarte scurtă pauză de publicitate și revenim aici la Din Viața Romilor cu alți invitați.
Nu plecați! Noi invitați vin în platoul nostru și ne aduc argumente privind prioritatea educației și importanța transmiterii valorilor de familie către noile generații. Rămâneți pe Național TV, revenim după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit, dragi prieteni, de data asta alături de mine se află Mario Mustață. Bună dimineața și bine ai venit, Mario! Și a venit împreună cu tatăl său, Marius Mustață. Bună dimineața! Bună dimineața, Solomon! În primul rând, felicitări, Mario! Știu că ai intrat pe locurile speciale pentru rom la un liceu foarte bun, nu? Destul de ok. Unde ai intrat? Petru Rareș și profilul protecția mediului. Ți-ai dorit tu să mergi la acest liceu sau a fost? Păi, practic, mi-am dorit să intru la Octavă Nicescu, dar nu am avut locuri și m-am gândit că este mai ok să intru la Petru Rareș pe protecția mediului. Adică aș putea să termin liceul și să mă angajez undeva ca inspector ecolog. Aha, deja te-ai gândit și cu angajarea și cu ce trebuie să faci, bravo! Dar cred că și tatăl tău a fost alături de tine și te-a sprijinit în tot parcursul ăsta. Cum a fost? De unde ați aflat de locurile speciale pentru rom? Aceste locuri speciale mi-au fost, adică mi-a dus la cunoștință o persoană foarte apropiată, domnul Toma Cugiu, președintele Partidei Romilor din sectorul 4. Și a spus că este o oportunitate pentru copilul meu, ținând cont că a avut o medie cât de cât ok. Nu m-am simțit niciodată în viața mea, de când sunt eu și am dat naștere și copilul meu, marginalizat de către nimeni pentru că sunt rom. De fiecare dată mi-am impus punctul de vedere. Dacă cineva în spatele meu a vorbit, a șușotit sau poate erau genul de persoane care se fereau de mine, le-am adus la cunoștință că poate după mine, tatuat și cu fața aceasta, îi duc puțin în eroare, dar le-am explicat că atât timp cât nu discută cu mine și nu au cunoștință de mine ca și persoană sau să discute, nu pot trage aceste concluzii. Și am profitat de această ocazie. Mi s-a părut super ok. În același timp, mi s-a părut puțin și din comun faptul că, știți, în general nu fac o oră de rasă, dar așa s-a întâmplat cu mulți ani în urmă. Foarte multe persoane, români fiind, făcând o comparație între etnia romă și românii în general, ei fiind majoritari, au profitat și de aceste locuri, adică nu ne-au oferit nouă posibilitatea ca și părinți, făcând parte din această etnie a romilor, să profităm de ocazie să folosim aceste locuri pentru copiii noștri. Ei au intervenit și în acest proiect și mi s-a părut puțin neieșit din comun, adică tot voi ne încercați să ne marginalizați pe noi, nu mă refer la modul general, dar acele persoane care fac aceste lucruri se știu foarte bine și tot voi folosiți aceste lucruri care ne sunt oferite de către stat. Asta tocmai ca să vă răspundeți singur la întrebare, că tocmai ziceați că n-ați fost marginalizat. Să vedeți că ați fost marginalizat tocmai prin chestia asta. Bine, nu personal poate, dar la modul general există. Îmi pare rău că vorbesc la modul general, vorbesc din punctul meu de vedere. Cred că în viață aș putea să mă descurc referitor la familia mea, că fiecare părinte se gândește la ce are în spate. La viitorul copilului său, sigur. Spuneți-ne cât de benefice vi se par aceste locuri și de ce credeți că sunt importante pentru copiii de etnie romă? În primul rând sunt foarte importante pentru că plecând de jos, părerea mea, stau și vorbesc cu soția mea acasă și cu copilul meu în general, nu mă ascund cu el, de el față cu nimic, în discuțiile care le avem împreună ca și familie, stau și gândesc că de jos, plecând de la grădiniță, sunt foarte mulți copii care nici măcar nu știu ce înseamnă să te duci la grădiniță, să ai o educație, să nu ai o posibilitate financiară, pentru că la asta se rezumă absolut totul și mi se pare că acest program este super, super ok. Dar nu se face acea reclamă. Poate sunt foarte mulți fără televizor, poate sunt foarte mulți fără telefoane performante, poate sunt foarte mulți care au un anturaj de semnătură tot din etnia romă și nu poate să informeze. Noi care avem cunoștință mică, mare, măsură, putem să informăm și să profităm 100% de aceste oportunități care ni le oferă statul.
Da, eu știu că organizația de tineret a Partidei Romilor și Partida Romilor în general a făcut informările prin școli, prin licee, prin... Dar poate ar trebui și alte organizații, nu, să facă același lucru. Referă, da, paralele față de aceste instituții care sunt recunoscute de către stat, tot la fel să aparținem de pe Partidul Romilor, dar să... Să facem un bine. Da. Spune-mi, te rog, cum a fost toată perioada asta? Ai avut emoții? Am avut emoții, că nu m-am așteptat la ce se va întâmpla. Adică nu eram sigur dacă intru la liceu sau nu. Pentru că am înțeles că dacă nu ai loc la liceu respectiv, nu poți intra și te gândești la liceu. Și eu mă gândeam mereu la Octavo Nicescu și după aia am stat și m-am gândit și am spus, adică merge și Petru Rare și protecția mediului. După aia m-am documentat pe net, am observat că sunt fel și fel de meserii care le poți face la sfârșitul liceului. Și cea mai, nu știu, care mi-a plăcut mie a fost inspector ecolog. Adică, practic, cum ar veni, ai fi un inspector, dar numai că cum ar veni, protejezi mediul. Și chiar avem nevoie de chestia asta, păi să știi. Da. Adică mie chiar mi-a plăcut, adică nu știu. Da, e o meserie interesantă și cred că e la căutare, pentru că nu foarte mulți cred că aleg... Nu știu, când am fost atunci la acea adunare de a alege liceele, n-am observat pe nimeni care să vrea să intre la Petru Rare și cred că am fost singurul. Și meditații ai făcut la școală sau au plătit părinții meditații sau n-ai luat meditații, n-a fost păi nevoie? Păi am făcut... câteva săptămâni la matematică, meditații, dar s-a lipit acolo puțin de mine, dar în rest nu am făcut meditații la cealaltă materie, decât la matematică. Asta vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, că îmi spuneați că unii copii n-au posibilitatea să meargă nici măcar la grădiniță pentru că nu au suport financiar. Sunt foarte mulți în situația asta, cu toate că ni se tot spune că școala e gratuită, de fapt nu e gratuită. Dacă nu ai o resursă financiară, nu poți să susții copilul. Exact. Și bănuiesc că și noastră ați făcut eforturi. Eforturi? Nu știu, nu sunt adeptul, am o altă mentalitate. Nu știu, acum fiecare părinte gândește în felul lui. Ieșind în afară din 95 și vorbim patru limbi cursive și întâlnindu-mă de foarte multe ori, neavând prieteni în afară României, având prieteni numai cei care locuiau în țările respective, văzându-i cu o altă mentalitate, și eu am insuflat familiei mele aceeași gândire. Datorită faptului că el este ok, adică și simte că poate să facă mai mult, eu îi pot oferi. Fiind conștient că el nu poate, nu acum să-mi oblig copilul niciodată să facă ceea ce eu nu am continuat și nu am urmat. De fiecare dată l-am lăsat să aleagă, de fiecare dată am venit și cu anumite propuneri de care eram conștient că le are în mintea lui și știam 100% că dacă vin cu aceste propuneri îi voi întări ideile sau ceea ce ar fi dorit el să facă pe viitor și cred că asta ar fi cea mai bună alegere pentru a-și proiecta în mintea lui viitorul și apoi să dea roade prin ceea ce vorbește el. La 14 ani, părerea mea, cred că gândește altfel față de alți copii și nu sunt genul de persoană egoistă să mă gândesc numai la familia mea. Ca și mine, cred că sunt și alte persoane care la modul general ar trebui să ne adunăm și să informăm și alte persoane, să ajutăm și alte persoane care nu pot să gândească pentru ei ca și părinți, dar să mai gândească și la copii. Și faceți lucrul ăsta? Mergeți, vorbiți cu alții? Nu, la modul general sunt o persoană care iau inițiativa, adică mă refer per general dacă văd o persoană care îi vine rău pe stradă sau care are probleme sau... Nu sunt genul de om sanmaritan, adică nu întorc spatele, nu mă fac, nu văd. Nu, dar mă refer la chestia asta de a zis de informare. Și de... informare. La... Sunt genul de om care împărtășesc mai departe ceea ce mi-a dus la cunoștință domnul președinte al Partidului Romilor la sectorul 4. Tot la acele persoane sau acei părinți care sunt din etnia romă și încerc să îi atrag pentru un drum mai bun pentru copiii lor. Cu ce vă ocupați? În general fac tatuaje.
Da, sunteți tatuator. Da. De asta și mai mă zgâlesc așa la unul singur. Cobaii mei sunt soția și fiul. Așa. Și am avut mai multe joburi, plecând de la gardă de corp, bodyguard, am făcut sport de performanță 10 ani de zile box și cred că mă încadrez aici. Nu știu, poate în general se spune că facem box, avem creierul puțin mai mic, dar eu cred că l-am puțin mai dezvoltat. Și... Dar nu l-ați îndrumat și pe băiat să facă vreun sport? Sau păi face box la nașul lui, antrenorul lui este nașul lui de botez. Cine? La cine face? Constantin, se numește Mihai. Aha. Este antrenor la clubul sportiv Metrorex. Fostul meu antrenor, nașul lui și... Ce drăguț! A, v-a antrenat și pe dumneavoastră și acum... Și îți place boxul? Da, chiar îmi place. Dar ai vrea să faci o carieră în sensul ăsta sau e doar așa un hobby de... Păi deocamdată e un hobby, dar m-am gândit că poate pot să fac și ceva profesional, nu știu. Mă gândesc. Financiar în niciun caz, că nu se plătește în România boxul. Din păcate, da, așa este. Decât cel profesionist. Da. Dar pentru el. Pentru el de așa natură, pentru că eu am trecut prin ceea ce face el acum cu maestrul lui, fiind și maestrul meu, dânsul gândește, e cel de modă veche, ai greșit în viața de zi cu zi și vor fi de ocazie că te antrenezi să faci box, nu vei mai veni la mine, la școală nu ești ok, nu vei mai veni la mine. Și eu cred că îi formează educativ. Și îi formează un caracter super puternic. Da, sportul în general. Și eu am aceeași mentalitate. Greșești, îți iei adio de la anumită, eu sunt cu pedepsele constructive. Și cred că ar fi ok, nu știu. Mai aveți copii sau e singurul băiat? Da, am un băiat de 23 de ani, este în Elveția. Să vă trăiască. Și o fată de 9 ani. Vreau să vă întreb dacă și pe ceilalți copii ați îndrumat în... Da, pe cel mare aveam un serviciu de care a profitat în România, s-a dus în Elveția și are același job, dar pe o sumă mai mare. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, ce mesaj și să-mi spui și tu, ce mesaj ai trimite sau ai spune copiilor, elevilor care vor să meargă pe aceste locuri speciale și de importanța acestor locuri speciale? Adică știi că ne întâlnim de foarte multe ori cu copii, cu părinți care au încă oarecare reticiență sau au oarecare au semne de întrebare când vine vorba despre locurile speciale și atunci ce putem noi, adică cum putem să-i încurajăm, să-i sprijinim? Păi, practic, ei nu ar trebui să se gândească că dacă ei vor folosi locurile pentru lor, nu ar mai trebui să învețe, adică de învățat ar trebui să învețe, pentru că cu cât înveți mai mult, cu atât e mai ușor când ajungi la locurile pentru lor, să intri la cele din ce în ce mai bune. Și sfatul meu este să învețe fiecare, pentru că nu este ceva de lungă durată dacă ajungi la un liceu și o să rămâi corigent primul semestru, al doilea semestru, o să rămâi repetent și nu rezolvi nimic. N-ai făcut nimic. Nu, dar eu mă refeream la cei care au chestia asta, nu mă duc, că e loc special pentru rom și, nu știu, o să am oarecare respingere. Da, că se simte marginalizat, nu trebuie să gândească la acest. Nu cred că ar fi marginalizat pentru că, nu știu, eu nu mă simt marginalizat de absolut nimeni. Și niciodată nu te-ai simțit? Nu, și dacă m-am simțit marginalizat, practic nu m-am pus la suflet. Am înțeles. Nu am avut cred că știe să răspundă la orice întrebare care îi se pune de către un grup de români și el fiind țigan. Eu cred că e în centru atenției. Ce le-ați transmite părinților care... Să fie foarte... Nu știu, să stea să gândească normal că nu este un lucru ieșit din comun, nu se vor face de râs cu nimic, se vor face de râs dacă nu fac nimic pentru copiilor, pentru că atunci cu adevărat, da, și societatea te marginalizează pentru că nu știi să scoți două cuvinte din gură, în primul rând, al doilea, nu știi să scrii, al treilea, nu poți gândi ceea ce îți spun persoanele cu cunoștință și nu poți să tragi o concluzie și să profite de ocazie pentru aduce numele fiecărui părinte copilul mai departe, adică să-l reprezinte, să fie mândru și să nu se mai simtă marginalizat. Eu cred că asta ar fi, cu toate că în România e greu. Lucrul acesta nu va dispare niciodată. Dar dacă stau să mă gândesc normal,
cred că sunt multe lucruri făcute de către romi, dar niciodată nu au fost scoase în evidență, ci au fost preluate de către majoritari și discutate ca atare, ca și când majoritatea au avut ideile acestea. Și atunci cred că și lucrul acesta i-a făcut pe majoritatea să dea un pas înapoi. Eu cred că trebuie să înfrunți realitatea, trebuie să mergi înainte. Aveți mentalitate de sportiv. Trebuie să înfrunți, doar că nu în viață. Boxul este deși natură, este unitar. Da, știu. Și am o foarte mare... Tocmai asta încerc să descifrez, dar să știți că în viață nu e chiar așa. Nu toți putem să înfruntăm așa atât de ușor. Aici nu generalizez, este ceva normal. Dar poate sunt anumite terțe părți. Gen cum este a fost acest program care te ajută, adică te ajută cu mâinile deschise, adică pur și simplu nu ai cunoștință. Am luat parte la mai multe ședințe în care m-a invitat domnul Toma Cugiu și îți spune mură în gură, adică vorbește și la cel mai jos nivel și la cel mai sus nivel cu fiecare persoană în parte și poate să-și dea seama că pur și simplu ești luat de mână și completezi anumite formulare și acestea sunt explicate mai departe, să mă ierte Dumnezeu. Copilul, ține și de, exact, sigur. Ține și de copil. Te-ai gândit să dai și la facultate sau vrei întâi să termini liceul și pe urmă mai ai timp să te mai gândești? Nu știu, cred că aș da și la facultate pentru că nu am nimic de pierdut. Și eu zic la fel. Dar te-ai gândit așa, ți-ai făcut vreun plan, ceva sau Nu m-am gândit până acum, dar... Mai ai timp, da, 4 ani de zile. Da. Știi că noi avem o organizație de tineret la Partida Romilor? Da, știu. Ești și tu un... Da? S-a înscris. Foarte bine, foarte bine. Profităm de ocazia la maxim. Sigur. Păi, bine, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, mult succes! Și mulțumesc! Felicitări pentru tot ce faceți pentru copii în general. Deocamdată sunt mândru, să punem mai departe. Ei, eu cred că o să fiți mândru până la final. Formă de glumă, vacanță plăcută, îți doresc! Mulțumesc! Dragi prieteni, vă aștept mâine de la aceeași oră aici la Național TV. Până atunci, toate cele bune, te avem Bactale Romale. La revedere! Nu plecați! Emisiunea noastră continuă cu o premieră muzicală potrivită acestei perioade. Cristiana Păun dedică cea mai nouă piesă a sa tuturor tinerilor care au trecut de probele examenelor și acum se pot bucura de o bine meritată vacanță. Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Ce ai visat se întâmplă cu adevărat.
No.